RCM Timișoara a dat lovitura și a reușit să-l aducă pe banca tehnică pe celebrul Chester Williams. Sud-africanul a fost campion mondial cu naționala Springboks în 1995. Williams, care are acum 41 de ani, este un idol în țara sa natală, dar nu a avut până acum nicio realizare majoră ca antrenor. El a mai fost în România și în 2009, atunci când a ocupat postul de director tehnic la Dinamo. Conducerea RCM-ului e pusă pe fapte mari cu Chester Williams, de la care așteaptă un titlu anul viitor. L-am adus din dorința de a face performanță și din nevoia de a avea un atu important în crearea unei echipe frumoase la Timișoara. El va face echipă pe banca tehnică cu Cosmin Cioriciu și sperăm ca Cioriciu să învețe cât mai mult de la o personalitate uriașă în rugby și un om cu o experiență enormă. Va fi antrenorul nostru pentru următorii 2 ani, a declarat Dan Dinu, finanțatorul echipei RCM Timișoara. Legenda sud-africană a rămas alături de rugby și a jucat și în Invictus, un film care prezintă povestea naționalei sale în 1995, anul cuceririi Cupei Mondiale. Chester Williams va veni la Timișoara pe 23 ianuarie pentru a prelua noua sa formație. Conducerea clubului a anunțat că în iarnă vor veni întăriri serioase la echipă. Timișorenii țintesc mai mulți jucători tongalezi care au jucat la Cupa Mondială de anul acesta.